Bună dimineața, în cântec de păsărele. Să știți că în fața blocului meu sunt, nu știu, s-au adunat niște păsărele care dimineața cântă foarte, foarte frumos. Sunt foarte mulțumită de ele. E așa, bine, uneori le apucă de pe la 5 dimineața, atunci este puțin mai problematic să spunem, dar în rest este în regulă. Bun, eu deja mi-am făcut toată rutina de îngrijire a feței, am venit cu toate serurile, toate cremele pe față. Urmează și astăzi o zi plină, dar am prins ziua asta frumoasă. Am și loc, am și așa puțin chef de filmat, pentru că, hai să vă zic o chestie, ultima vreme găsesc mai greu cheful de filmat, adică ori pățesc, ați văzut cei care mă urmăriți constant, cei care nu puteți vedea, m-am mai apucat în ultima vreme cheful decât un live. Bă, frate, și într-un live și stau o oră și, da, dar efectiv să-mi vin așa chef de clipuri mai puțin. Și pentru că la mine canalul de YouTube funcționează pe chef, a fost mai puțin. Pe de altă parte, da, pe tot ce muncesc eu, a fost programul un pic mai încărcat și așa va urma. Ceea ce mă bucură foarte mult, să fim recunoscători toți cei care avem de muncă. Asta spun de multe ori, mai ales că sunt persoane ca și mine pe zona asta de freelancing și spun la fel, bă, e multă de muncă, e greu să lucrez cu diversi clienți pe diferite subiecte, unul vrea așa, unul vrea așa, nu poți să ai o regulă. Ba, există și alte lucruri legate de, nu știu, de termenele de plată, de nu știu ce, dar până trăgând o linie, toți cei care avem de muncă să fim recunoscători pentru că suntem într-o epocă grea, să știți. Nu e epocă ușoară ce se întâmplă acum în lume, din toate punctele de vedere, și economic, și psihologic, și emoțional, și social. Sunt tot felul de transformări, de mișcări și dacă eu acum să o fac pe marea deșteaptă și o să o fac, haide domnule, că știu și eu să-mi bag o părere acolo, părerea mea este că toată decadența asta, nu decadență, nu, decadența e bună. Toată decăderea asta și tot eșecul umanității vine din faptul că noi ne-am ridicat orgoliul peste natură. Eu cred că de aici vine toată problema. Am supra-solicitat resursele Pământului, ne-am supra-solicitat pe noi ca ființe. Păi frate, trebuie să facem atâtea lucruri. Adică, da, uitați-vă, unde e Max? Da, Max nu trebuie să facă foarte multe lucruri ca să trăiască și să-și vadă de viața lui. Ne-am supraexploatat între noi. Pe mine, de exemplu, mă deranjează foarte mult diferențele astea foarte mari de nivel social. Adică faptul că există oameni care au 7 palate și faptul că există oameni care nu au ce să mănânce. Că în 2024 încă sunt copii care mor de foame, pe mine chestia asta. Eu asta nu pot să înțeleg. Nu pot, nu. În mintea mea era că după anul 2000, vine, lumea, nu știu, se va deștepta, se va întâmpla altceva. Și la fel, cred că o altă problemă ni se trage din faptul că nu avem deloc respect pentru natură și pentru animale. Și nu mai știm să funcționăm decât în acest regim. Poate cineva să trăiască fără apă curentă, fără curent electric, fără o clădire din ciment? Nu mai știm, adică am stat și eu am gândit dacă ar fi și noi să trăim neapărat ca animalele, dar cum trăiam noi ca ființe acum, hai să zic, 100 de ani, nu mă duc foarte departe, deci undeva la început de secol 20, nu am fi capabili, nu mai suntem, adică omenirea ar suferi o depresie majoră dacă dintr-o dată s-ar sista accesul la toate aceste resurse. Noi nu mai funcționăm decât pe butoane, pe curent electric, asta nimic de zis. Există și acea populație săracă care în țările subdezvoltate sau chiar și la noi, care nu au acces la lucrurile astea, dar una peste alta, eu chiar mă uit chiar și în zonele astea rurale sau în orașele mai sărace ale României, oamenii au telefon. Au telefon. S-au obișnuit să se ducă tot la supermarket să cumpere decât să se ducă poate la țară unde au un teren și da, într-adevăr, munca la țară este foarte grea. Apropo, eu stăteam și mă gândeam inclusiv la mine. Eu nu știu să plantez lucruri, nu știu să fac, e adevărat, eu m-am născut la oraș, am crescut la oraș și nu știu lucrurile astea. Și din punctul ăsta de vedere am o mare frustrare. Pentru că
nu mă pricep la lucrurile astea, nu știu să le fac, nimic de zis. Dacă mi-aduc aminte, bunica mea, chiar bunica maternă în care m-a crescut, ei stăteau la oraș, bunicii materni stăteau la oraș, dar aveau casă și într-un cartier mai, unde lumea era cam semi ca la țară, oraș, așa, adică erau țărani veniți de prin împrejurim și care veniseră să lucreze la fabrică și aveau o curte acolo și un mic, un foarte mic teren în spate pe care cultivau și ei de toate, ceapă, roșii, nu știu ce, și toți vecinii același lucru făceau. Ei, ne-au învățat așa pe nepoți câteva chestii elementare, adică da, știu și eu să diferențiez, adică dacă mă uit pe jos, știu unde e stratul de morcov, știu unde e stratul de ceapă și unde e stratul de usturoi, dar nu știu, adică nu aveam, ne chemau când, de exemplu, când puneau ceapa, când puneau usturoi, ne chemau să băgam chestiile alea, dar sunt de... Dacă am făcut o introducere de aia, antropologică, sociologică, nu știu ce am vrut să fac aici. Una pe alta, nu știu. Sunt un pic dezamăgită așa de ceea ce se întâmplă în jur și sunt dezamăgită și de mine că nu pot să fac ceva. Adică, unde să mă duc? Ce să fac? Că mă gândeam la un moment dat că, da, mai am momente așa când am câte o lehamite de asta și zic, băi, firar, ia de viață, mă duc la țară, mă duc în Codru, mă duc în asta. Dar mi-am dat seama, eu nu știu să plantez un cartof. Nu sunt capabilă să trăiesc fără sursă de apă de asta curentă. Adică nu mă văd ducându-mă în fiecare zi la o fântână și luând apă de acolo, nici nu știu cum să fac, nu știu cum să deosebesc o fântână bună de una rea, nici nu știu dacă mai există. Și acum oricum mă uitam că în România, în foarte multe sate, s-a construit în stil modern, oamenii își fac puțuri, nu știu ce, adică... Da, asta e lumea în care trăim astăzi și toate consecințele care vin de aici nu sunt deloc vesele. Asta vreau să spun. După aia, na, sunt toate conflictele care sunt acum în lume. Uitați-vă că deja deschid foarte rar televizorul pentru știri, dar citesc în presa online și sunt foarte multe conflicte, lumea este tensionată. Multă lume este flămândă, de ce să nu zicem. Pe lângă asta sunt o grămadă de oameni care n-au de muncă, care nu se regăsesc, sunt mult mai mulți oameni cu probleme mentale, da? Adică e, și asta e o problemă, și asta se vede și din faptul că a devenit mult mai, adică acum psihologii sunt ca dentiștii, înainte psiholog, eu mi-aduc aminte că am avut eu nevoie de psiholog pe la 22 de ani. A fost așa, oricum a fost ceva, ai mei atunci s-au simțit foarte aiurea și nu suneam la nimeni că mă duc la psiholog, dar cei din familie știau că mă duc la psiholog pentru că părea ceva. Eu atunci am avut prima mea, să zicem, criză de surmenaj majoră. Munceam și în facultate, mergeam și la cursuri, în fine, mai multe lucruri s-au unit atunci. Și niște traume cumulate din copilărie, din adolescență, în fine, și au dat într-o depresie și deși am fost internată și psihiatrii au zis, domnule, nu e de competența noastră, trebuie să meargă copilul, că na, la 21 de ani eram, 21-22 de ani, pentru că eram un copil. Și a fost foarte greu atunci să găsim un psiholog. Deci se găsea, erau foarte rari, încă nu găseai psiholog cum găsești acum. Acum deschizi internetul, deschizi Instagram, și era așa, adică am stabilit în familie să nu spunem în jur că mă duc la psiholog, că părea ceva, că sunt de psicopubu, știi? Și era o rușine chestia asta. Nu, n-am mers foarte mult atunci, am mers de câteva ori, m-am lămurit, în fine, așa, încet, încet, cu ce probleme aveam la momentul respectiv, dar acum sunt psihologi peste tot, sunt psihologi la școli, pe mine mă îngrijorează așa să văd în jurul meu oameni care își duc constant copii la psiholog începând de la 7-8 ani, da? Da. Deci, v-am zis, acum am mers la psiholog, că am mers la dentist, apropo, trebuie să merg la dentist. Mai am o mică lucrare de făcut, mai am o carie care acum este închisă provizoriu și trebuie să mă duc să se închidă definitiv acolo. Și apropo de asta, să facem puțină bârfă. Am intrat la Zoso pe Instagram. Mie îmi place Zoso, Vali Petcu. Îmi place ca abordare, nu sunt, evident, nu sunt de acord cu tot ce spune și cred că asta e foarte mișto în mediul online.
când ai capacitatea să asculți un om care are o viziune mișto, dar care uneori are păreri diferite și să poți să înțelegi că este asta și să nu-i sari în cap. Că eu, și pe de altă parte, nu înțeleg stilul ăsta de din online. Și vorbea acolo el de Diana Angel, că a fost surprinsă, tipa a fost acum la nu știu ce emisiune, un reality show ceva, și au surprins-o într-o filmare, într-un cadru cu gura deschisă și din păcate nu e prea bine în gura doamnei respective din punct de vedere al danturii. Și asta într-adevăr, că până la urmă am înțeles ideea lui Zoso. Ideea se bate cap în cap cu ceea ce prezintă ea tot timpul. Femeia asta, într-adevăr, a marșat și marșează foarte mult pe să te îngrijești, să ai grijă, să te dai cu creme, să mergi la nu știu ce, să faci sport. Să... Adică este, într-adevăr, o persoană care promovează intens, adică ia pe skincare, ce rutină de 4 produse, 15 produse pe față și faci și aia și te duci și la tratament și îmi pun și botox și îmi iau și soțul și îl duc la botox și nu știu ce bine. Mie asta, de exemplu, părerea mea. Băi, ok, că tu ca femeie te duci la botox și nu știu ce, dar lasă-ți, adică chiar dacă să zicem ți-ai dus soțul la botox, în fine, nu cred că e o chestie de pus pe Instagram-ul tău, adică chiar atât de multă publicitate vrei să-i faci acelei clinici cu care lucrezi tu. Eu cred că fiecare își asumă pe Instagram propria lui imagine, lasă familia în jur și oamenii din jurul tău și pe cei apropiați, nu trebuie să-i expui și spui fiecare lucru pe care îl faci cu ei de natura asta. În fine, dar sunt. Așa, femeia nimic, punct și la coadă, femeia e superbă, e foarte frumoasă și a făcut și niște intervenții, că pe parte de skincare, eu am văzut de atunci de când cu plagiatul pe care l-a făcut deci a luat niște informații de la Jen Nokovic sau e o tipă foarte mișto pe care și eu o urmăresc pe Instagram și pe YouTube și pe care chiar nu sunt capabilă să o înțeleg 100% pentru că tipa este foarte deșteaptă, este doxa. Bine, deci ca e ceva chimist, e The Ecowell și o cheamă, dar să vă zic acum cum o cheamă pe cacică. The Ecowell, ăsta este contul ei de Instagram. Diana a copiat niște chestii de la ea și nu a pus așa era frumos să pună, bă, uite, am aflat și eu o informație de o femeie mai deșteaptă decât mine. Și apoi, ea la un moment dat s-a tot lăudat că are tot felul de studii și nu știu ce. Bă, un om de ăsta care are studii, are undeva un profil de LinkedIn, are undeva o biografie. Eu am googlit-o o perioadă pentru că eram foarte curioasă ce studii are în spate pentru că ea zice că e skincare, avea la un moment dat o titulatură, nu știu dacă și-a schimbat-o. Skincare expert. Băi, ca să fii skincare expert, trebuie să ai minim o facultate de farmacie la bază. N-ai cum. Că chiar dacă tu ai experiență, ca așa experiență, fiecare poate să facă experiență, da? Ajungi la 40 de ani și ai consumat 50.000 de creme și, dar nu ești un skincare expert, ești o persoană care a experimentat. Că o fiu o persoană autodidactă, nu contest nici asta. Dar că nu poți să ajungi expertă doar de a fi autodidact și cam trebuie să te recunoască alții pentru asta și într-adevăr că a avut niște colaborări și are în continuare colaborări cu branduri, dar sunt niște colaborări de tip comercial. Când o să-i văd ei niște poziționări, cum are Gen, de exemplu, da, dar nu, la ea poziționarea este strict legată de brand. Adică, repet, ea face o treabă foarte bună ca influencer, da? Meseria ei este să facă contracte cu brandurile de skincare, să le promoveze, evident, să genereze vânzări, notorietate pozitivă, acele branduri să fie apreciate, iubite și, evident, cumpărate. Bun, toate bune și frumoase. Dar știi cum e? Nu poți să fii și cald și călăreț. Că trebuie să înțelegi ceva. Nu poți să, acum să te numești skin expert doar că știi să vinzi creme și că ești frumoasă. Pur și simplu ești un... Putea să pună skin... că e pasionată de skincare. Asta sunt de acord. Dar nu este expert. Adică când vrei să te duci la un expert, te duci la un doctor dermatolog,
la cineva care are multă școală în spate. Nu la cineva care doar folosește multe creme, merge pe la târguri, se întâlnește cu tot felul de oameni deosebiți. Faptul că și dacă ai stat de vorbă săptămânal, în fiecare săptămână, dacă ai stat de vorbă, de exemplu, cu oameni pregătiți în domeniu, tot nu poți fi expert. Nu ești, adică, da, ești un ziarist, un creator de conținut pe teme de astea de skincare, dar nu ești expert. În fine, una peste alta, femeia e foarte frumoasă, eu am văzut-o și în realitate, într-adevăr, e foarte frumoasă ca prezență, are un ten foarte frumos, e elegantă, e toate alea, și are vizibilitate pe zona asta de TV, unde normal genul ăsta de figuri se caută. Ea a și fost prezentatoare TV, ca asta eu căutându-i biografia, doar atât am găsit. Că a fost prezentatoare TV, nu știu dacă a făcut, atât știu că a făcut un liceu, dar n-am găsit dacă a făcut și ea măcar o facultate, ceva, nimic. Adică ca să te numești skincare expert, trebuie să ai niște studii. Și ea mizând tot timpul pe imaginea asta perfectă și are uneori și... eu am surprins la niște mesaje de genul, păi măi, puneți mâna și dați-vă cremă, spălați-vă, în fine, niște mesaje de-astea un pic autoritare. Ceea ce nu e rău, să mai vine cineva din când în când să ne aducă aminte, bă, mai piaptă-te, mai dă-te cu o cremă, mai așa. Era simpatică să zic luată, dar după aia încep lucrurile să se bată cap în cap. Mie și faptul că ea a participat la emisiunea asta, eu am rămas surprinsă. Adică eu mă imaginam un pic mai high class, așa, știi? Și am văzut la emisiunea asta, care e un reality show. Reality show e un reality show. Nu e ceva rău, da. E o chestie... Adică dacă vrei să te propulsezi, mai ales când ești skincare expert, păi uite, putea să facă altceva. Putea să facă ca Gen. Gen face podcasturi cu oameni din domeniu. Uite, aș vrea să o văd pe Diana, poate cu o caravana skincare-ului, cu niște... cu un podcast despre skincare, cu un blog de ăla, țapă-mi, frate, un blon. Uite, blog, pardon, pasagera, da, pasagera.ro, da, ea este un expert, un skincare expert, da, să facă și ea ceva de genul ăsta, să facă un, și atunci, da, și-a spus, bă, șapoba, bravo ei, dar s-a dus la emisiunea asta și colac peste pupăză ne arată niște dinți nu foarte ok, în condițiile în care ea, atât ce a zis acolo, că dinții din față, nu știu cum sunt fațetați, dar ăia din spate nu... Acum și eu i-am comentat cu Zosu și am zis așa, pe de altă parte, femeia e posibil să aibă o problemă la modul să nu mai tolereze acum anumite substanțe, că la toate lucrurile astea dentare se lucrează cu tot felul de lucruri. Să nu fi făcut vreo alergie la anestezie, ceea ce e foarte nasol. Se pot întâmpla niște lucruri de-a lungul unui tratament dentar îndelungat. Dar pe mine ce m-a surprins, adică tu cum pleci într-o emisiune dintre asta, unde știi că îți va fi filmat orice... sau poate vrea să meargă, mă mai gândesc eu să fi schimbat și ea maneta, că acum am văzut că multe influencerițe care ani de zile au pozat în Femeile Perfecte și așa, poate vrea acum, a ajuns în zona aia, băi, vreau să mizez și eu pe autentic, pe natural, în curând o să vedem și pe ea plângând probabil pe Instagram, în curând o să vedem și pe ea, nu știu, needitată, nemachiată, ne nu știu ce, și lucruri de genul ăsta, habar n-am. Există acum un nou trend, pentru că lumea s-a săturat, este o saturație de perfecțiune și acum ne ducem în partea cealaltă. Hai să ne arătăm cu coșuri pe față, cu plâns, cu diverse lucruri. De asta să mergem spre autenticitate, adică să vadă lumea că și noi suferim, noi ăștia perfecți, ca să ne iubească în continuare și mai mult, să ne dea like pe Instagram. Cam asta e rețeta, scurt pe doi. În final, da, am văzut acolo că s-au aprins discuțiile. Mie una îmi pare rău pentru ea că a fost surprinsă în situația asta, că pentru imagine, într-adevăr, când vrei să-ți construiești o imagine care să fie bazată, o imagine publică care să fie bazată pe frumusețe, perfecțiune și așa, ea s-a lăsat în moment dintre ăsta. Dar sunt convinsă că îl va depăși și chestia asta, până la urmă, știi cum e, bad publicity, still publicity. Adică se va vorbi despre ea, lumea o să se ducă, o să-și crească ea cumva notorietatea din asta, o să mai prindă un contract probabil cu vreo clinică dentară și o să ne arate ce așa, e o oportunitate. Oameni de genul ăsta care lucrează în stilul ăsta știu să se adapteze. Trebuia să fac ceva, trebuia să fac o bârfă aici. A fost o bârfă? Mi se pare... Da. Da, una peste alta, eu nu o apreciez ca skincare expert. Nu mi se pare a fi un skincare expert. Este un influencer, e o femeie frumoasă, o femeie foarte frumoasă,
care comunică pe, pe skincare și pe apariția frumoasă și mai glam așa a femei. Asta mi se pare că e. Expert nu. Expert se va numi când o să văd acolo undeva un site de prezentare, un profil de LinkedIn, unde o să văd niște studii, unde o să văd niște lucruri relevante pentru treaba asta. Păi cred că dacă se apucă, uite, pasagera. Cine mai e la noi care comunică pe skincare? Este asta, Raluca. Vă zic imediat. Imediat. Sau na, ce să mai zicem de Oana Raluca Ivan, da? Care este cosmetologie, dermofarmacie, OMFST, Nutrition Science, Stanford University. Mă scuzi, da? Ok, Dana Bratu. Da, dacă nici Dana Bratu, Dana Bratu este skincare expert, nu Diana Angel. Bine, Dana Bratu este doctor. Gabriela Gheba, că a fost acum așa a vorbit la Gabriela Gheba, ia stați-vă, parcă așa o cheamă, sunt oameni, să nu spun vreo prostie. Apropo, un alt efect al perimenopauzei, ba da, Georgiana Gheba, nu mai rețin atât de bine numele oamenilor. Îmi sunt foarte clar în cap. Adică dacă mi-l arăt, știu de unde ești, unde am văzut, știu ce vorbește, dar nu-i rețin numele complet. Uite, Georgiana, doctor Georgiana Gheba, dermatologie, skincare, medic specialist, dermatolog, neconvențională, Crystal Beauty Clinic, master în formulare cosmetică. Mă scuzați, vă rog, șapoba. Adică da, când ai o asemenea titulatură, poți să pui nene, skincare expert. Da, altceva, nu știu. Zicea la un moment dat în niște story-uri, mi-aduc aminte pe timpul pandemiei, că va face un curs sau nu știu ce, nu știu dacă l-a mai făcut, așteptăm să vedem dacă l-a făcut. Vorba aia deocamdată nu se văd da, așa, na, e, cam despre asta e vorba. În rest, nimic nu-i zis, femeia vinde, adică femeia cu siguranță vinde, că altfel n-ar fi atâtea branduri care ar plăti-o să promoveze, să facă atâtea evenimente, să așa mai departe. Că cu siguranță ea ceva mișcă acolo. Sigur că mișcă. Dar nu este skincare. Știi cum e? Nu poți să fii și cu sufletul în cer și cu... Cum e expresia? Vă las, mă întorc, am ceva treabă astăzi. Sper să pot să iau cu mine astăzi camera și să filmez pe la niște lucruri pe care merg. Și repet, când am chef, filmez, oameni buni. Când am chef, fac live, sunt aici pe YouTube de plăcere și așa o să rămân. Deși de multe ori stau așa și mă gândesc, bă, oare aș fi capabil să fac niște bani serioși din YouTube? Aș fi capabil să fac din asta o profesie? Întrebarea rămâne deschisă, o să vedem pe viitor. Eu sunt optimistă, știți cum e. Ai intrat într-un joc, aia e, și mai e o chestie pe care voi probabil ați mai intuit-o așa de pe blog și de pe ce mai v-am mai povestit eu așa în clipurile astea în care mai dau din experiența mea personală. Eu ca adolescent și ca om foarte tânăr am fost destul de... adică cu un acoperiș așa al fricilor deasupra mea și al rușinii, nu știu de ce am avut mereu concepția asta. Și apoi, pe măsură ce am trecut de o barieră de asta și am intrat în zona de maturitate, că după ce treci de 40 de ani, gata, se cheamă că ai intrat, ești la începutul maturității, am zis, dai puțin de ce sunt eu așa. Și încet, încet, așa, mi se mai deschid ochii și sunt mai optimistă, văd lucruri care se pot întâmpla. Pe de altă parte, repet ce am mai zis, nu sunt capabilă să fac bani cu YouTube la modul serios, pentru că nu sunt destul de comercială. Asta știu. Și nu e un lucru rău și nici bun. Pur și simplu așa sunt eu. Da, din punct de vedere financiar e un lucru rău. Că probabil dacă aș fi mai comercială, aș avea mai multe vizualizări, ar veni mai multe branduri să îmi dea bani, să nu știu ce și așa. Dar nu se întâmplă. Asta e punct de vedere rău financiar, dar este un punct de vedere bun din punct de vedere uman și emoțional. Adică sunt mai relaxată. Nu trebuie să deschid camera și să mă gândesc că am dat, zic ce-mi vine și ce-am chef.
obișnuit acum să tot folosesc ca și pe post de cremă de mâini și pe post de cremă de corp, de orice, Milky Shu, pentru că este cu efect reparator, calmant, e și pentru pielea cu uscare excesivă, da? Mă uit la ceas că în câteva minute încep o ședință online și am zis să profit un pic de moment, să mă relaxez, să stau de vorbă cu voi aici și să vă arăt continuarea la bucățelele de dinainte. Am ajuns la Mio Bio. Este un magazin de produse bio și organice care anul acesta face 15 ani. Eu mi-aduc aminte de ei din perioada când eram însărcinată, de fapt dinainte, chiar din 2009, începusem să caut ca disperata produse bio, de ce? Ce le spuneam și fetelor, pentru că la mine sarcina nu a venit așa de ușor, dar nu a venit nici atât de greu față de alte persoane. În momentul în care am zis gata, de acum doctorul ne-a dat ok, putem să avem copilul, vreau să înlătur din viața mea tot ce ar putea avea un caracter nociv. Nu m-am mai dat cu parfum. Toate cosmeticele le-am înlocuit cu cosmetice bio. Nu mă mai dădeam cu deodorant normal, mă dădeam... Chiar dacă știam că multe sunt fabule, eu am zis așa. Eu nu pot... E o șansă unică în viața mea. Eu nu mă mai joc cu nimic. Vreau totul să fie, mâncam cât puteam de sănătos. Făceam totul. Și am zis, gata, vreau să intru și pe produse cosmetice bio, inclusiv pasta de dinți, vopsea. Găsisem și un parfum bio, așa păruse atunci Rangali, Flora Me, la un moment dat și Mio Bio dădusem și peste ei. Puține erau pe atunci magazine bio și oricum toată lumea zicea, ești nebun, nu are nicio importanță. Aia zice, nu mă interesează. Zic, am așteptat atâta momentul ăsta încât vreau să... tot ce pot eu să fac să fie ok. Iar Mio Bio are o poveste foarte frumoasă, o echipă de oameni foarte mișto acolo. Și e un brand pe care chiar vreau să... Cred că s-a întrebat la un moment dat, așa, dar asta vă spuneam, este un brand pe care vreau să-l susțin. Mi-aduc aminte, era fiul foarte mic, nu știu, 4 ani. Începuse el să conștientizeze asta cu cumpărăturile, nu știu ce, și era într-o fază când își căuta periuțe de dinți. Și ne plimbam noi la un moment dat pe la Romană, iar magazinul, există și un magazin fizic superb, pe strada Jules Michelet, chiar pe aceeași stradă pe care este ambasada Marii Britanii, și pe străduța aceea este și acest magazin. Și am intrat noi acolo și și-a cumpărat el cu mânuța lui prima periuță de dinți. Și, na, recunosc, eu nu sunt un om care să folosească numai bio sau numai organic, n-ai cum. Trăim într-o lume în care inclusiv pe partea de costuri. Nu poți să-ți permiți să consumi numai produse bio. Dar, din când în când, îmi place. Și de-a lungul timpului am tot încercat branduri bio, folosesc anumite branduri bio. Cum îmi vin? Nu pot să spun, vai, eu folosesc mai branduri bio. Niciun caz. Dar atunci când pot și când am și alternativa asta și îmi și pică în mână și îmi și place un brand din această categorie, mă duc spre el. Cei de la Mio Bio au răpăt și parfumuri și tot felul de cosmetice pe care, deocamdată, eu am să vă arăt. Un lucru interesant, cred că, pe care vreau să-l menționez. Am primit și niște lucruri din partea lor, dar mi-am și cumpărat. Pentru că eu așa consider, așa fac cu toate brandurile în care chiar cred, pentru că sunt și puține, în care cred, cu care îmi doresc să lucrez, vreau și eu să susțin acolo ceva, cât de mic, așa mi se pare normal, e ceva în care cred, e ceva ce folosesc, e ceva ce îmi place, e ceva unde vreau să se adune și aportul meu acolo, cât de mic, chiar dacă e vorba de câteva zeci de lei. Trebuie să înceapă ședința mea online, vreau să vă arăt doar atât. Să pun lichid Rampol Latour Roz de Gras. Poate sticla nu arată foarte sexy, dar vreau să vă spun că mirosul este ca și cum te-ai spăla cu apă de trandafir concentrat. Și revin cu detalii. Este ora 1:51 și v-am dat seama că nu am mâncat nimic astăzi. Te aștept pe stănciucă, poate mănânc ceva cu ea. Și revin la sacoșica de la Mio Bio.
Ok, v-am arătat săpunul. Ce am luat, ce mi-au oferit ei, de fapt, să încerc, pentru că am avut o discuție cu fetele de acolo, de retinol și de produsele de skincare și de cât sunt eu de obsedată și că mă dau cu prea multe și îmi spuneau ele de acest ser botanic retinol, Time Miracle, Madara. Este 4% retinol alternativ complex. Deci este un complex. Ce mi-a explicat Ioana, care are magazinul, este că e un complex din plante care are efectul retinolului, dar care nu are neplăcerile retinolului pe care le știm cu toate. Și am întrebat-o, e o foarte, foarte deșteaptă, adică este bacuhiol. Și ea zice, nu e bacuhiol, și e un complex Rejuvenating Northern Birch Water and Hydrating Hyaluronic Acid. This breakthrough formula supports collagen production for dramatically improved skin elasticity, texture and look. Deci e practic o chestie între această plantă, nu știu să o traduc acum, Northern Birch Water and Hydrating Hyaluronic Acid. Deci o formulă, o chestie. Dar bineînțeles, ce mi se pare foarte mișto este că primul ingredient al acestui ser nu este apa, ci este betula alba. A, betula alba, birch juice. A, betula alba am văzut și la Imar. Are un, Ioana a făcut un spray, parcă cu betula, să nu zic o prostie acum. Simonzia chinensis jojoba seed oil, pentelen glicol, poligliceril, propanediol, astrocarium murumuru, exact așa este, murumuru seed butter, gospium herbaceum seed oil, încă n-am ajuns la apă, fetelor. Ah, știți pe unde e apa? Pe la mijlocul listei. E interesant ce e aici. Și brandul Madara e un brand spaniol. Eu așa știu, se poate zic, dar așa știam. Ah, nu. Madara Cosmetic made in Latvia. Dar de ce știam eu ceva de spaniol? Ba nu, au ceva o chestie cu Spania. Bine, ele sunt făcute în Letonia. Madara Cosmetic. Dar de ce știu eu ceva de Spania? Poate greșesc. Ori confund cu altceva. Ideea este că eu am fost acum, ca să le spuneam și fetelor, cred că acum 10 ani au făcut ele un eveniment cu Madara și atunci m-au imitat și pe mine când a venit cineva de la echipa Madara și s-ar putea să-mi fi rămas asta în cap. Că tipa oare care venise vorbea în spaniolă? Băi, vârsta fetelor, voi vă dați seama. Așa. Și flaconul arată așa. L-am încercat în magazin. Are o textură ușoară, nu-l desfac încă pentru că vreau să-l desfac din seara aceasta. Și să vedem ce înseamnă ceva care înlocuiește retinol. Dar, ce vreau să vă arăt, ăsta l-am cumpărat și le-am rugat pe fete să mă lase să-l cumpăr. Noa, tei și salcâm. Este un aromatizator realizat 100% din ceară soia și parfumant, non-toxic. Poți pune această tabletă parfumată în dulap, evitând contactul direct cu țesăturile. Miroase. Pur și simplu extraordinar. Eu l-am mirosit pe cel desfăcut. Efectiv, miroase ca și cum tu, la tine în dulap, ai o creangă cu flori de tei. Fix așa miroase, dar e toată chestia. Și costă 25 de lei. Ce mi-a plăcut mie foarte mult este că eu, fiind cu rinita mea alergică, nu tolerez niciun fel de balsam de rufe. Eu știți cât când, în rarele situații când pun balsam de rufe, efectiv pun o linguriță la toată mașina de spălat. Odorizant de cameră, foarte rar tolerez eu. Cred că de pe la Fragonard, mă mai înțeleg. Dacă eu nu suport nici lumânările de la ghirlandă, despre ce vorbim? Așa. Și miroase extraordinar de bine. Și cât am stat la eveniment, la întâlnirea cu fetele acum în magazin, am tot stat cu nasul lipit de o chestie de genul ăsta. Deci chiar vi le recomand. Se numesc Noa, văd că au și noaa.candle. O să las eu în descriere, dar oricum o să vă las și link-ul, că le găsiți și în magazinul online Miobio, să vi le cumpărați dacă vreți să vă puneți să miroase ceva frumos în dulap. We'll be right back.
și vreau să vă arăt această pastă de dinți solidă pe care am luat-o de la Mio Bio. Și a fost o surpriză foarte plăcută pentru toată lumea din familie, pentru că bagi o pastiluță de asta în gură, aștept să se dizolve așa, se face ca o spumă efervescentă, și apoi efectiv vii cu periuța. Și ce e foarte mișto, că două senzații de curățenie, curăță. Eu am gingiile ușor sensibile, de asta n-am putut să o las toată să se dizolve, dar am lăsat-o doar până la jumătate și apoi restul recunosc că am aruncat. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum curăță dinții. Da, este cu certificări de la Cosmos Natural, este minerală, este o formulă de curățare tartul de pe dinți cu acea pudră de caolin, deci practic ca un fel de argilă. Și dacă ne uităm la ingrediente și vedem imediat despre ce e vorba. Da, Geo Organic se prindu, iar eu sigur o să le consum și vreau să mai încerc și alte variante. Și încet, încet, poate cine știe, chiar înlocuim clasica pastă de dinți. Tot v-am luat în dulăpiorul de la baie, bine, aici sunt tot felul de accesorii pentru dinți. Aici, de exemplu, am am puțin din crema asta de ochi de la Chanel Sublimage. Este crema Triple Hyal 23 pentru coșuri, pe care o folosește special băiatul meu, dar o mai folosesc și eu. Aici am un spray nazal, aici am un demachiant, tot de la Imar, aici o micro esență de la Estée Lauder, lapte de machiat Lancôme, lapte de cremă de machiant Yves Rocher, CBT Skin Transformation Treatment Milk de la Palace Choice, din care am foarte puțin, ia uite, de machiant pentru ochi de la Bioderma, demachiant Doina, mai am aici un pic din acest facial mist de la Sum, micelarele de la Imar, tot de la Imar am acest să zic așa, și demachiant, dar și tonic aș putea să-i spun din gama Milkish. Ce faci, Max? Te deranjez un pic de la siesta ta, dar stai prea cu minte aici, așa, și am zis să te bag un pic în clip. Pentru că tu rar stai așa cu minte când filmez eu. Da. Max chiar este un câine foarte cu minte, foarte cu minte, foarte disciplinat. E drept că a contat enorm educația pe care i-o dăm, faptul că am mers la dresaj de mic, avea cât aveai, Max, când ai mers la dresaj primat? 4 luni? Ceva de gen. Da. Și ne ocupăm în continuare de el pe tema asta, pentru că dacă nu educi un câine, fix ca și în cazul unui copil. Așa e, Max? Da. Lăsăm să facă la mine acum. Pe partea asta e ochiul albastru. El are un ochi albastru și un ochi negru, de asta nu poate participa la concursurile de standard de frumusețe. Deci, din punctul meu de vedere, și numai din punctul meu de vedere, e foarte frumos și un exemplar reușit de border collie. Sunt la fiul meu în cameră, se vede după mașinuțele de aici, și vreau să vă arăt ce vor primi fetele care vor veni pe 27 martie la Parfum ET, parfum și ceai. O să o dau pe românește, pe urmă, cu această titulatură. Și, bine, nu să vă arăt tot ce e în sacoșă, dar o să vă arăt noutatea de la Yves Rocher, parfumul L'Evidence. Chiar vorbeam cu Daniela de la Yves Rocher și îmi spunea că e foarte curioasă să știe părerea mea. Și acum o să-l desfac. Aici nu l-am mirosit până acum. Nu știu pe mie, nu știu, habar n-am. Ambalajele de la Yves Rocher devin din ce în ce mai eco și atunci nu mai există acea țiplă. Așa, ăsta e parfumul. Și arată. Eu să știți că pentru parfumul Commune Evidence nu pot să spun că eram fana numărul 1, nu.
Hai să vedem cum este l'évidence, evidența. Da, hai să vedem cum e. Pac, o să-l dau prima dată în cutie, când mai bine am și carton aici. E practic, să zic așa, vechiul, commune evidence. Dar mi se pare parcă ușor mai fructat. Cu niște note fructate în plus. Asta mi se pare. O să mă dau cu el pentru că îmi place. Chiar îmi place cum miroase. Îmi place mai mult de Commune Evidence. Culmea, știți care era faza cu Commune Evidence? Nu-mi plăcea în mod special parfumul. Adică îmi plăcea, dar nu eram gen... Nu, parfumul meu preferat de la Yves Rocher. Nu e parfumul meu preferat de la Yves Rocher. Însă îmi plăcea extensia de gamă. Adică ce am folosit... gel de duș, loțiune de corp, astea mi-mi plăceau. Cred că am băgat camera prea aproape de aia, nu pot să mă focalizeze. Stau un pic mai în spate. Da, așa e când sunt la un adolescent în cameră. Aici. Da, aceasta este colecția lui de Hot Wheels, o parte din ea. Da. Da, se păstrează notele acelea fructate foarte frumos, așa deocamdată. Da. Miroase bine. Adică e un floral fructat. Parcă e și un pic acidulat, așa. Asta mi se pare. Da. Și cred că cu asta o să închei acest daily vlog. Ce vreau să vă zic e doar atât că am hotărât să-mi iau 2 zile, mă uitam să văd dacă vine Panda sau Max. Sau... 2 zile de pauză pentru că am fost foarte, foarte obosită cu munca. Nu mai dădeam randament. Am avut niște semne fizice. Nu vreau să povestesc despre ele, încă nu vreau să încarc memoria și emoția nimănui. Mai sunt persoane pe aici care ajung la burnout și știu ele mai bine ce simt, trebuie să le povestesc și eu sau să ne mai încărcăm unul altea. Doar că am hotărât pauză. Pentru că dacă eu nu mă refac, nu are altcineva cine să mă ajute, adică nu are, corpul meu are pur și simplu nevoie de pauză și de liniște ca să își revină. Pauză de la calculator, de la scris, de la gândit, de la calculat, de la diverse lucruri. Și încheiem așa clipul cu acest parfum. Da. Sigur o să vă mai povestesc despre el.